Salutare și bine ați revenit la un nou vlog cu zăpadă. Ce faci, mă, Miru? Faci om de zăpadă? Ia uite ce frumos ninge, voi, tati. Ioane, ia uite-te la mine. De când n-ai mai văzut zăpadă? A? Like a cred că mai mult. E super, da, la noi ninge. Nu știu, poate pentru voi e ceva normal să vedeți zăpadă. Pentru noi aici în Anglia este ceva foarte diferit. E un eveniment care se întâmplă, cine știe, odată la câțiva ani. Ultima oară când am avut zăpadă a fost acum 3 ani de zile, tati, sau 4 ani? Când a nins? 3 ani sau 4 ani de zile am avut zăpadă ultima oară și copiii s-au bucurat foarte mult și noi cei mari. Nu, da! Aaaa! De când ai mai văzut, fată, zăpadă? A? Da? Ia ce frumos ninge! Ai făcut un om de zăpadă? A? Wow, și asta e zăpadă din aia care o să se pună. Așa de frumos ninge. Da. Acum 3 ani a nins, de nu s-a mai mișcat nimic, era zăpada de 20 de centimetri și oamenii de aici nu sunt pregătiți pentru zăpadă. E bine măcar că sunt copii în vacanță și se pot bucura de zăpadă, dar mai trebuie să mai așteptăm o zi, două, ne dau ăștia prognoză de zăpadă toată săptămâna. Ce, mă, Raluca, patinează? Patinează? E, păi e frig. Păi da, e gheață pe jos și, na, nici nu cred că ai cauciucuri de iarnă tu. Zic, nici nu cred că ai cauciucuri de iarnă. Sunt din alea mixte. Da? Nu sunt de iarnă. E bine. Ce faci? Ești bine? Nu mă vezi. Mulțumim de cadouri. N-aș știu ce mă va să da, nu, că îi filmez pe ăștia mici, nu. Eu filmulezul care l-am făcut pe stradă cu GoPro-ul, telefon. Da. Am nasul. Când urci pata, da. Deci când te duci aici pe Plum Hill, e ok. Dar când cobor până la șercuitul spre Sindeford, e... Și știi ce? E alunecă, mă, ce ai? Da, dar nu sunt proști, rămâne gheață. Da, rămâne, știu. Și patinează roata. N-am mai avut și catingă. Nu, nu avem, sunt mari. Găsiți și voi altceva. Imaginați-vă altceva. Vor să facă ăștia, dacă avem morcovi, auzi. N-am morcov, tati. Da. Ești tu niște bețe, niște frunze. Ia, mă, Ioane, Gabi, ce face? E pe grădină și el, a? Afară grădină, că vadă pe zăpadă, dar mă duc să-i spun să ia Sania, că am uitat că avem Sanie. Da? Bravo, și noi avem, da, mâine. Da, dacă ai trebuit să se plimbe. Să se mai pună zăpada. Păi așa ninge, toată săptămâna. Aulă, ce-aș vrea. Așa zic ăștia. Doamne ajută. Pa! Aici în Anglia când ninge, cam totul se închide. Lumea nu mai pleacă la muncă din cauza că nu mai pot să miște mașinile, chiar dacă guvernul și autoritățile dau cu zăpadă, cu sare. Autoritățile dau cu sare pe drumuri, dar totuși ei nu știu să conducă și mașinile nu sunt pregătite pentru zăpadă, nu au cauciucuri, nu știu să conducă în principiu. Ce desenezi tu acolo, tati? Ce faceți voi acolo? SOS! Da, veniți și ne salvați! Un lucru foarte interesant, mi s-a părut că acum 3 ani, când am avut tot așa zăpadă, foarte mult a fost, cred că a fost 15-20 de centimetri, eu m-am apucat să dau zăpada de om gospodar, să dau zăpada la o parte din fața casei, de pe drum, de pe trotuar. Dar vecinul mi-a spus
că nu este voie să nu care cumva să mai fac asta, pentru că pot fi dat în judecată, că acel om, dacă e să cadă și își rupe mâna piciorul, poate să mă dea în judecată pentru că a căzut din cauza mea, că eu am făcut acel ghețuș. Și așa, dacă e să cadă, n-are pe cine da în judecată, pe Dumnezeu că a făcut să ningă. Deci nu dați zăpada la o parte de pe, din fața casei dacă locuiți în Anglia, pentru că cine știe cum se găsește cineva să cadă în fața casei și ei cam cad intenționat aici doar să ia niște bani de la asigurări sau să mai stea acasă. Da, așteptăm să se pună mai multă zăpadă, așteptăm să... să ieșim cu Sania, pentru că acum 3 ani, cum v-am spus, ne-am cumpărat și Sanie, ne-am cumpărat, am alergat, a fost goana după Sanie acum 3 ani când a nins și avem Sanie în garaj, tati, știi? Da, avem Sanie în garaj, ai și uitat că avem Sanie, ai uitat de ea, Sanie și târlie, avem două târlii și o Sanie. Sper să aveți și voi parte de zăpadă, sper să vă bucurați și voi dacă ninge, noi ne bucurăm că ninge, pentru că e un anotimp totuși, iarna asta trebuie să fie, să ningă. Vă bucurați, mă, că ninge? Ia, că v-am prins, treceți la zid. Vă bucurați că ninge? Ion, nu te văd, te bucuri că ninge? Da? Și cât vrei să ningă? This much. 5 beaters. Cât de mult? 5 beaters. Și cât timp să ningă? 2 days. 2 zile? The rest of the year. Ați văzut pe Ion, da? Nici nu s-a spălat la guriță, așa a ieșit, cu murdar de lapte și de cacao la gură. Deci mergem să mai facem o căniță de ceai. Facem un ceai cald? Și de aici vă spunem și noi vă spunem că dacă vă place și vouă zăpada, nu uitați să vă abonați ca să vedeți mai multe aventuri de la Săniuș, da? Poate ieșim și la Săniuș mai târziu și o să facem un alt video de acolo. If you enjoyed the video, make sure to like, subscribe and hit the notification bell down below and it will go ring-a-ding-a-ding when we post a new video. Bye!